seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la informațiile despre vreme. În jumătatea de vest a Europei va ploua slab și va fi o vreme închisă. În restul continentului va fi o atmosferă frumoasă. Vântul va avea unele intensificări în Spania, Portugalia, Franța, Cehia, Germania, precum și în zonele din vestul Mării Negre. La noapte, în aproape toată țara, cerul va fi mai mult noros, izolat. În Moldova, Muntenia și Dobrogea va burnița sau va picura pe aici, pe acolo. Temperaturile minime vor fi între -2 și 8 grade. Mâine, valorile termice vor continua să scadă în jumătatea de est a țării și va fi destul de răcoare afară. Ploi slabe sau burniță vom găsi în Moldova, Muntenia și la mare. Vântul va avea unele răbufniri în Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 19 grade. În București, vremea se va răci de la o zi la alta. Mâine se vor înregistra 16 grade, poi mâine 15, iar sâmbătă vremea va fi deosebit de rece, chiar 13 grade. Și la munte se răcește atmosfera în masivele estice. O să mai plouă puțin în Carpații Orientali, iar pe creste vor fi condiții de lapoviță și ninsoare. În ținuturile vestice vom găsi o atmosferă însorită. Se răcește ușor față de zilele trecute și vor fi temperaturi în jurul valorii de 18 grade. În Iași va fi posibil să vină câteva averse, doar vineri vedem puțin soarele. Maximele vor atinge 11 și 12 grade. În Cluj-Napoca vor fi cel mult 13 grade și un cer senin în următoarele 3 zile. Mergem și în Republica Moldova, unde se anunță o zi plăcută și câteva picături de ploaie. În Cahul și la Bălți vor fi 11 grade, iar în Chișinău 12 grade. Ei bine, acestea au fost informațiile despre vreme. Eu sunt Alexandra Băluțescu și vă doresc să fiți bine. La revedere!